campanie de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare. Sunt persoane care, mă rog, tineri în special, care sunt tentați să urce pe tren pentru a-și face un selfie. Campania se cheamă Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. În momentul în care o persoană se urcă pe acoperișul unui tren, intră în câmpul electric, care se formează între acoperișul trenului și liniile de înaltă tensiune și se electrocutează la 27.000 de volți. Deci nu e nevoie să atingă liniile sau ceva, pur și simplu pentru că intră în acel arc electric. Pe spatele pliantului aveți un conțoar, dacă aveți posibilitatea să-l scanați. Nu e mult aia, puteți să-l scanați când vă urcați în tren, o să vedeți un filmuleț, să vedeți cam cum arată un fenomen din acesta de electrocutare. Nu e cu o persoană reală, e cu un... Mulțumesc frumos! Aveți grijă de noastră și mai transmiteți altor tineri pe care îi cunoașteți.